Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o nouă etalare despre ceea ce simte în această perioadă despre voi. Prima etalare a fost ce gândește, am vrut să fie mai complexă și cealaltă ce simte, pentru că știți bine că pot să fie mesaje diferite. Vom face în continuare zilele care vin și altele care completează atitudinea pe care o au față de voi. Aveți de ales între 1, 2 și 3. Vă puneți pauză și alegeți. Eu o să pun cărțile deoparte. Da? De să le mai pun eu. Okidoki. Așa, dragii mei, să începem cu numărul 1. Numărul 1 care are 7 de spirale. 7 de spirale, un soi de 7 de bâte. După cum vedeți, este destul de defensiv. Dar în ce sens? Am senzația că de-abia acum iese din hibernare emoțională. A stat într-o înfrigurare emoțională până acum. Și în prezența voastră parcă îndrăznește, simte căldura, simte lumina și îndrăznește să iasă din bârlogul său. Ia uite, 4 de spirale. Din casa sa în care s-a consumat cu responsabilități. Și de ce iese? Pentru că voi le aduceți multe emoții. Uitați cum se stopesc ghețarii, picură. Ah, picură apă, picură emoții în jurul lor și înfloresc toți. Sau, da, toți. Regina de spade poate implicat un semn de aer în această poveste într-o formă sau alta, dar ideea este că dacă este cineva într-o căsnicie sau într-o altă familie, într-o altă casă, există într-adevăr acest triunghi, dar, dragii mei, triunghiul este o formă spirituală. Chiar dacă știți bine, triunghiul amoros nu este indicat de stat prea mult în el, dar se întâmplă tocmai ca unul dintre cei implicați, cel puțin unul, dar eu zic că toți trei implicați trebuie să crească, pentru că acest triunghi afectează toate persoanele implicate. Hai să vedem. Oh, luna! Multe emoții, eventual ținute în secret. Luna. Ia uite. Se simt ca o insulă într-un ocean de emoții. Parcă v-ar face semn. Hei, sunt aici, mă simt, tu ești oceanul. Tu, femeia divină sau, eu știu, cine ascultă, da? Personajul acesta care îi împresoară. Da. Hei, uite, eu sunt aici, tu ai emoții, într-adevăr, dar eu îți ofer un pic de stabilitate. Sunt cam singur, deși am crezut că îmi crezi ceva. Am rămas singur. Interesant. Interesant. Și voi vă uitați. Și luna se uită la voi. Și simțiți. Interesant. Ce simt. Asta e un mesaj. Al doilea mesaj. Da. Se uită. Vă privesc cu sufletul. Vă privesc cu sufletul zâmbind. Poate au ochii albaștri, unii dintre ei. Vă privesc cu sufletul zâmbind, eventual, pentru unii dintre voi, voi sunteți oaza lor de stabilitate. Dar nu că ar fi înconjurați de emoții pozitive, cred că unii sunt înconjurați de emoții negative, în fine, sau cum am zis mai devreme, au înghețat emoțiile datorită unor situații. Ia uite, 5 de oglinzi. Ce frumoasă e cartea aici. Este. Trebuie să vindece. Să se vindece de niște regrete, de niște emoții negative, de un doliu interior în care au intrat, poate fără să-și dea seama. Știți? Când flacăra se stinge, încet, încet, da? Pasiunea moare. Și dacă moare, se ajunge la doliu emoțional. Ce simte pentru voi în această perioadă? 10 de spirale. 4 de spirale. A mai apărut extraordinar. Deci am tăiat cărțile în fața voastră. Cum reapar? Înseamnă că sunt foarte importante mesajele. Și 6 de spade.
Dar, la capătul setului de cărți, iar 9 de cupe și regina de spade, același format. Același format. Au stat destul de închiși, după cum vedeți și aici, se vede închis, închis emoțional. Și acum acest foc, această pasiune îi încălzește și îi inspiră să construiască, interesant, am văzut mai devreme o casă, acum a doua casă, să construiască o altă casă, ori o casă cu voi, ori o colaborare, oriceva. Deci o casă și acolo o altă casă. Da, poate nu e la fel de frumoasă, da? Dar e altfel, e creativă, are foc, are căldură. Și un foc foarte drăguț realizat, am zis, e creativ. Ia, vedeți? Mai. Tot încerc să pun, așa, beți. Hai să și amestec și acum răsuce și părțile. Căsnicie sau job sau situații, dar pentru că am venit cu ele invers, o să vedem care va fi mesajul. Doar o dată fac așa. O dată. O dată. De două ori. Și clarificăm la rând. De trei ori. Mai schimbăm felul în care facem metalele, da? 3 de cupe. 8 de cupe invers. Marele preot. Și luna iar apare. La capătul setului de cărți, stea, da, a venit invers. Sunt dezamăgiți. Sunt dezamăgiți de o situație acasă de care încă nu se pot detașa, 8 de cupe invers, da? Și 4 de spirale. Au niște responsabilități, poate au și copii, că tot văd copilul divin, deși n-are, da, poate unii dintre au și copii și casă și aici este, nu se pot detașa, trebuie să se întoarcă. Nu pot să plece pentru că au de dat bani în casă, au de mai făcut un joc cu copiii, eu știu, o horă cu familia înainte de nu știu ce. Totuși, sunt apăsați de responsabilități, sunt dezamăgiți. Cavalerul de spade. Ar vrea să vină, dar nu pot să vină deocamdată. Da, nu pot, sunt blocați. Este spânzuratul. În acest motiv... Sunt un pic... Cum se simt? Cum se simt? Că am zis că este vorba de simțire. Steaua invers. Un pic... Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. O dată, de două ori, de trei ori, numărul unu, ce simte. Mai. Numărul 1, inițiere, magicianul, inima focului, asta simte. Hai mai scoatem încă una. Vai, loving all that is. Aici sunteți voi. Și am zis că îi atrageți, îi scoateți la lumina. Aici sunteți voi îmbrățișând lumina și undeva se uită așa timizi, da? Rețineți cartea. Cum îmbrățișați lumina, cum îmbrățișați divinitatea. 22, un număr maestru, da? Și cu 2, și cu 2 înseamnă 4, îl dea stabilitate prin spiritualitatea voastră, prin optimismul vostru, prin felul în care voi vă bucurați de lucrurile din jurul vostru, de viață. Ia uite. Aici este o frumusețe interioară a lor, care încă este nedescoperită. Și o vor descoperi, lucrurile sunt mai profunde decât par, o vor descoperi împreună cu voi. Eventual, dacă vreți, să-i ajutați. Ce simt despre voi? Ce simt despre voi? Sunt multe. Hai să lăsăm, că sunt trei acceptabili. Își doresc să vă cunoască, get to know each other. Simt că voi sunteți fără limite. 2 și cu 2, da? Vedeți ce frumos, 2 și cu 2, am zis că e 4, aici este numărul 4. Da?
Voi sunteți fără limită în această căutare a luminii și a sufletului vostru pereche și a fericirii voastre, aceea autentică, nu autentice, nu cea falsă, materială, da? Și le dați, sunteți fără limite și le dați stabilitate, 2 și cu 2, 4. Pe de-o parte, 4 este și stabilitatea din casa în care, eu știu, au responsabilități și îndemnați, inspirați să iasă din această energie fixă. 4, iar 4, 4, 4. Eu cred că împreună vă puteți crea o altă casă, cum am zis mai devreme și am zis bine, o altă stabilitate într-o formă sau alta, nu neapărat căsătorie, poate să fie prietenie, o dragoste, o perioadă, cât să creșteți, pentru că 4 și 4 înseamnă 8. Amândoi sunteți puternici, încăpățnați, destul de stabili, dar trebuie să aveți credință, asta simte că trebuie să aveți credință. Îi învăța să se uite la puterea lor interioară. Ce simt? Hai să mai vedem ce simt. Oh, multă pasiune, scorpionul. Ce simt în această perioadă? Ce simt? Numărul 1, ce simte? Măi. Asta este Camila, responsabilitate. Nu vedeți cum seamănă. Aici apare, da, ca o Camila e acest personaj. Are nu știu câte pe cap, nu știu câte de făcut, da? E centaur, da, s-a transformat centaurul. Poate care planete, apropo de centaur, planete însăgetător. Dar acest centaur s-a transformat într-o Camila. Are de dus în cărcă nu știu câte, da? Din cauza asta, într-un fel, este și defensiv. 7 de foc, iar apare 7 de spirală, dar a venit invers. Vor să lase aceste greutăți în urmă. Vor să le lase. Cu voi viața este ușoară. Asta simt. Cu voi viața este ușoară. Ia uite, 10 de cupe aici s-a oprit. 10 de cupe. Cu voi viața este ușoară pentru că împreună puteți să creați un nou univers, mult mai frumos decât au trăit până acum, sau o nouă casă, sau o nouă relație, altfel de relație, care aveți încredere, manifestați dragoste, speranță, credință, chiar dacă. Deci, interesant cum vine, vedeți? Vedeți ce frumos se leagă cărțile? Cartea Steaua a venit invers. Da? Într-un fel, nu prea au încredere. Poate pe termen scurt, pentru că e talare pentru această perioadă. Și mesajul este să aveți credință. Poate într-un fel și vouă vă transmit acest mesaj. Aveți credință că o să-și rezolve problemele și că o să fiți împreună. Mesajul evident că poate să fie și pentru ei și pentru voi, da? Da. Aveți credință. Deci e foarte important pentru că este invers. Ce alte mesaje? Ce simt? Wow, luna vine de două ori, luna. Sunt două relații. Da, eu ce frumos. Vai, dar ce frumos. Ce-mi place la această carte. Într-o relație se păcălesc. Este oglindă. Se uită mai mult la proiecție decât la realitate. Au trăit o proiecție, nu au trăit realitatea. În cealaltă relație cu voi, aici unde se simt fericiți, da? 10 de cupe. You are limitless, da? Loving all that is fire heart. În această relație cu voi, își simt cupa, își simt sufletul, își simt emoțiile. Și simt multă pasiune, v-ar fura, dacă ar putea. Ia uite, Regina de Spade, ce simt pentru voi în această perioadă? Ce simt pentru voi în această perioadă? Reapare cavalerul de bâte? Reapare, da? Ia uite, sunt într-o relație plictisitoare, 4 de monede, acasă, 4 de monede, 4 de bâte, din care încă n-au ieșit, repet, au multe responsabilități. N-au ieșit, ia uite, regele de spade, aici sunt ei, aici sunt ei, în care au viață sexuală absolut banală, rece și totuși apăreți voi,
Doamna sau persoana independentă, plină de pasiune, are părul roșu, asta înseamnă pasiune, da? Cu care și-ar dori o nouă relație, o relație de lungă durată, o relație stabilă. Vai, dar ce frumos! Pentru că vă îmbrățișați sufletul unul celuilalt. Ia uitați ce frumos! Ia uitați ce frumos! La capătul setului de cărți, în continuare, asul de spade, da? Trebuie să se dezlege, eu așa văd, asul de spade, spadele, dragii mei, nu au cum să lege spadele, dezleagă, eliberează, trebuie să se elibereze de karmă, da? Pentru că voi sunteți cea mai minunată poveste, ia uite, obsedantă, aproape 6 de cupe, obsedantă, hai, iau temperatul, împărăteasa, sunt obsedați, deja au devenit obsedați de faptul că, vai, deci nu se poate, n-am pomenit așa ceva. Ia uite, dragostea adevărată, regele de cupe, această dragoste adevărată le transformă viața, inclusiv sexuală, încep să se simtă altfel împărați în preajma voastră și aceasta devine o obsesie, un dor, un dor nebun, obsedant, da? Să fie împreună împăratul și împărăteasa, pentru că voi emanați dragoste, da? Inima focului, aici este, în împărăteasă, în această lumină pe care o îmbrățișați voi. Și pentru aceasta trebuie să se dezlege de karmă, da? Ca să se îmbrățișeze, să vă îmbrățișeze. Vai, dar ce frumoase cărți, vedeți? Vedeți o îmbrățișare, o îmbrățișare în soare, în lumină, în autenticitate, sinceritate. Ce frumoase cărți! Dar, repet, pentru asta trebuie să se elibereze de acest personaj care a devenit plictisit, poate ei s-au plictisit, dar nimeni nu se plictisește lângă un om plin de pasiune, clar, da? Înseamnă că ceva e acolo, acasă. Și aici este regele de spade, dar apare și regina. Voi sunteți perechea lor. Lângă voi ei se simt stimulați intelectual. Se simt înțeleși din punct de vedere intelectual, mental. Și pentru că aveți și luna în spate, doamnelor, voi și simțiți și intuiți de fapt inteligența lor, potențialul lor. Da, ar trebui să se deschidă. Bărbatul este îmbrăcat, ar trebui să se deschidă. Dar o va face în timp. O va face în timp. Pentru că este atâta pasiune, ați văzut, obsedantă, încât vor lăsa totul în urmă pentru această dragoste. Nu e doar pasiune, este și dragoste. Acum, ce simt? Am zis 10 de bâte. Este o apăsare. O apăsare din cauza faptului că, într-adevăr, apare pentru unii un triunghi. Dacă nu e un triunghi, poate să fie o responsabilitate acasă, în casa lor, din care vin, da? Părinții, frații, le pun în cărcă multe chestiuni. Dar lângă voi ei se simt fericiți. Am mai zis eu, este o carte în care ei se văd și lei și miei și niște obiecte de artă, niște valori speciale. Deci își regăsesc valoarea sau o redescoperă sau cum vreți voi, își regăsesc puterea, îndrăzneala, încrederea, că am văzut regele de bâte îmbrățișând. Pe cine poate îmbrățișa regele de bâte dacă nu pe regină, da? Sau eventual o prințesă care va deveni regină. Și m-am încălzit. Se pare că și ei se încălzesc în preajma voastră. Și totuși, există un grad de puritate, de inocență în această relație dintre voi. Dar din cauza responsabilităților și a problemelor care sunt acasă, că marele preot înseamnă și căsătorie, evident. Repet, pot să fie și niște chestiuni cu copiii. Uneori au momente în care nu au încredere. Din acest motiv, mesajul zice: aveți credință și voi și ei. Dacă vreți să fiți împreună, dacă nu vreți, este alegerea voastră. Însă, puteți să fiți împreună. Dar ca să fiți împreună, trebuie să aveți răbdare, să aveți credință, să vă dați timp să vă cunoașteți, pentru că aveți multiple posibilități împreună. Multiple posibilități împreună. Este o frumusețe. Ia uite, și în spatele acestei frumuseți ascunse sunt îndrăgostiții. Tot în alb, tot în lumină, tot cum am zis mai devreme, da? Cercul acesta. Ei, ce-l vedeți? Trebuie să fiți sinceri unul cu celălalt. Pentru că în cealaltă relație, poate și vouă vi s-a întâmplat, dar în celelalte relații nu v-ați bucurat de sinceritate. Numărul 11. Vai, dar cine m-a pus să mă uit în spate? Uitați,
Privește la priverea, la puterea ta interioară. Vreau să spun că numărul 11 este cartea numerelor flăcărilor gemene, da? Aveți 11, 22, 44, prea multe numere care se repetă, 4 iar se repetă de mai multe ori, 4 de bâte, 4 de monede aici în cărțile sexuale, 4 la sunteți fără limită, 44, sunt multe numere repetitive, dar ce am descoperit sub această carte? Dragostea adevărată. Puteți să descoperiți o dragoste adevărată împreună dacă vă priviți sincer și dacă vă priviți la această putere pe care o aveți înăuntru, nu neapărat în aparență, nu neapărat eu știu, în felul în care arătați sau vă manifestați în public sau eu știu când. E un foc interior care trebuie descoperit împreună. Acum, am zis ce simte. Simte că lângă voi n-are limită, are multă pasiune, da? Cavalerul de bâte, da? Iar cal, și-ar lua zborul, și-ar lua, nu știu, ar fugi peste mări și țări împreună cu voi. Ar explora alte zone pe care nu le-au explorat. Sau chiar dacă le-au explorat, probabil că au rămas dezamăgiți. În fine. Ce simt? Din cauza acestui contract a copiilor, a familiei, sunt un pic mai defensiv, dar unii dintre voi sunteți extrem de creativi și de spirituali. Sunteți un profesor într-un fel sau altul, sau ei sunt profesori în viața voastră. Sau... Și unul, eu cred că și unul și altul vă predați, pentru că aveți 44 și amândoi sunt puternici. Și unul și celălalt e profesor pentru celălalt. Nu pot să zic că e un, doar că unul are, să zic, lucruri care țin de pragmatism, de eu știu ce alte lucruri de predat, altul de spiritualitate. Încearcă în această perioadă să se detașeze cu 6 de spade de emoții, pentru că trebuie să se concentreze pe responsabilități, dar asta nu înseamnă că nu simt. Ba, simt foarte profund. V-am zis, se simt mult mai creativi, îi încălziți acest foc, ia uite, scoate ursul din bărlog. Îi atrageți prin inocența voastră și chiar dacă nu sunteți inocenți, musai, că na, la o vârstă nu mai e nimeni inocent, da? Aveți ceva drăgălaș, ceva copilăros, ceva vesel care îi atrage și este necesar. Probabil că de-aia v-a dat divinitatea acestea, dar tocmai ca să atrageți oamenii, să-i scoateți din bărlog. Și mai ales pe această persoană, da? Din punct de vedere sexual, aici trebuie să-și înțeleagă regina de spade emoțiile, facă o comparație între ce simt față de voi, ce simt față de ce au simțit față de celelalte persoane. Dar clar își doresc să vă răpească, da, răpirea din serai pentru mine, această carte, și să descoperiți împreună această frumusețe ascunsă pe care o au și ei. O au și ei încă nemanifestată. Nu știu ce, simt așa o duioșie. Frumos. Sper că v-a plăcut. Da? V-a plăcut? O să pun cărțile deoparte. Și ce ar mai trebui să mai spun? Da, că în această așteptare în care trebuie să aveți credință, vă transformați pe multe aspecte și unul și celălalt. În multe aspecte. Mura, te rog frumos, oprește-te. Mura? Hai. Da, foarte frumoase mesajele. Foarte frumoase mesajele. Acum o să pun totuși lumânarea într-o parte pentru că mă cam încurcă. Se anunță și o ploicică. Ploaia. Ia uite, luna. Numărul 2. Numărul 2, luna. Luna și îndrăgostiții și regina de spade, probabil un semn de aer, dar nu neapărat, sau o persoană mai rece, rațională, încearcă să înceapă un nou capitol în care să acorde atenție, înțelegere și să manifeste, să cuvânteze mai mult despre dragoste sau despre dragostea pe care o simt față de voi, pentru că până acum au ținut ascuns această dragoste. Vor să o și înțeleagă, dar să o și exprime, pentru că regina de spade exprimă frumos. Hai să vedem. Numărul 2. Ce simte? Uf! 10 de spade. Trebuie să încheie un ciclu în care poate au fost extrem de negativ sau au gândit într-un anume fel sau au avut parte de decepții. Oamenii le-au vorbit
într-un fel nepotrivit. Odată. Iată. Am văzut 6 decupe. De 2 ori și de 3 ori. Există o legătură profundă telepatică. 4 de bâte. 4 de bâte. Da. Vor să iasă din tăcere și să vină să vă recucerească, eventual să vă atragă într-un proiect și să construiți o colaborare, o prietenie, poate chiar și o casă. Dar simt multă pasiune în continuare, chiar dacă poate n-ați mai vorbit. Ia uite, 9 de bâte, 10 de cupe, aha, vor să lupte, vor să reziste și să lupte pentru această fericire. Echilibru și tot, care echilibrea, temperează, îi vindecă, regina de bâte. Am zis 6 de cupe, am văzut la capătul setului de cărți, 6 de cupe. Acum, hai să mai și clarificăm, da? Deci, 9 de bâte. Da, vor să manifeste o împăcare. Vă simt femeia divină. Împărăteasa și marea preoteasă. Da, trebuie să se lupte. Trebuie să muncească pentru voi. Vor să crească, eventual, să aveți abundență. Poate își doresc o perioadă mai... Că tot a apărut și luna și marea preoteasă. Poate n-ar trebui să exprime anumitor persoane intențiile pe care le-au față de voi, dar ce simt? Simt că vă aud gândurile. Da. Am zis că amestec acum și invers, ok? Dar pe de-o parte nu au încredere. Ar vrea să vină, dar n-au încă suficient încredere. O dată, de două, de trei ori. Cavalerul de cupe, ce frumos. 8 de cupe, vor să se reîntoarcă. 8 merge către 9 și iată-l. 9 sunteți voi, pe de-o parte, voi sunteți în 9. Și împreună puteți să creați 10. Cuplu perfect. Trebuie să vină de la un drum, unii dintre ei trebuie să vină de la un drum, eventual, că văd multe cărți care arată, da... Nu ați comunicat pentru că au trebuit să se vindece de niște adicții, de niște tendințe egoiste, niște jocuri mentale pe care le practicau sau le-au practicat alții, da? Diavolul invers. Au lăsat această ocazie să se ducă pentru că erau prea toxici. În acest motiv nu au comunicat. Ar vrea să comunice toate aceste lucruri prin care au trecut, da? Pentru că acum apare temperanța, poziție normală. Adică, se simt mai echilibrați. Mai echilibrați decât înainte, la un moment dat. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Deci, 9 de bâte. Vor să se lupte cu ultima lor, sau până la ultima suflare, cu ultima lor energie, care o mai fi rămas, pentru acest ideal, 10 de cupe, care sunteți voi. Pentru că voi le echilibrați sufletul, viața, aduceți speranță, aduceți spiritualitate în viața lor, poate au și crescut, gândind și visând, că 10 de cupe și un ideal, deci pot să viseze, dar visând la voi au crescut spiritual. Ce simt despre voi? Că sunteți cea mai frumoasă, cea mai fermecătoare, cea mai magică ființă, creativă, puternică, asta simt, că sunteți puternică, sunteți echilibrată sau echilibrați, poate sunteți și bărbați, da? Dar simt că își doresc să vă cucerească cu regina de bâte și 6 de bâte, clar. Simt că trebuie să vină ca la o regină de foc, da? Dar nu este orice fel de regină, nu sunteți doar o persoană pasională, sunteți și spirituali unii dintre voi și atunci își fac planuri cum să vină echilibrați, cum să vină creativ. Să vă cucerească. Trebuie să simt aici că e mai degrabă o reîntoarcere 8 de cupe, deși da. Vor să vă invite la o, vă scoată la o întâlnire. Vor să vă scoată la o întâlnire, vor să comunice despre ceea ce simt. Eventual să vă comunice de ce s-au detașat emoțional la un moment dat de acest potențial super pe care l-au simțit cu voi. Nu l-au mai simțit cu nimeni până acum.
Ia uite, towering magnificence. Împreună puteți construi ceva deosebit. Poate că sunteți flăcări gemene, unii dintre voi, nu toți, unii. Poate sunteți doar suflete perechi care, într-adevăr, aveți acest potențial creativ, magnific, cu regina de bâte și 6 de bâte. Și împreună chiar aveți și 10 de cupe. Vă echilibrați, nu doar emoțional, chiar dacă vorbim acum despre ce simte, dar vă echilibrați și pe alte planuri, și focul, și creativitatea. Își doresc să fie romantici cu voi, eventual să plecați într-o călătorie și acolo să descoperiți toate aceste lucruri, emoțiile și să vă povestească. Unde a picat? A picat o carte. Da. Interesant, a venit dans comunal. Am zis că pentru unii sunteți flăcări gemene. În general, asta e cartea pentru flăcările gemene, pentru că sau suflete pereche care au o misiune publică, pentru că cei doi lucrează în public, în lumină. De-aia am zis că sunteți, vă potriviți cu regina de bâte și 6 de bâte. Și 5 este un număr iar foarte creativ. Sunteți creativi amândoi. Să aprind un pic lumina că s-a întunecat din cauza norilor. Breaking. Trebuie să spargă. Ce gheață. Ia uite, alt cuplu care merge mână în mână. Dar dansul planetelor v-a adus împreună și probabil că v-a și separat o perioadă, tocmai ca unul să devină un pic mai aproape de ceea ce este celălalt, într-o formă sau alta. Ce simte? Ce simte pentru voi? Voi sunteți un ideal pe care l-au găsit în această lume pierdută și plină de amărăciune și pentru care cred că deja au intrat în transformare, că am văzut eu niște semnale, dar au intrat în transformare și sunt dispuși sau dispuse să lase cupele goale. Sufletele karmice, decepțiile, să le lase în spate ca să mergeți împreună. Eventual și ei au trebuit să învețe să se iubească și să accepte în preajma lor oameni care sunt de o anumită valoare, de o anumită factură, dar nu orice fel de persoană. Ce simt pentru voi, dragul 10 de aer. Cred că au fost persoane foarte jucăușe. Pentru mine această libelulă ține de un soi de atitudine jucăușă, da? Dar probabil că îi schimbați. Mai dau o carte. Ia uite, delfinul. Delfinul. Că sunteți semne de foc, de apă, de pământ, nu contează, dar iar delfinul e foarte jucăuș, foarte empatic, foarte sensibil. Ia, pentru mine ține iar de dans și de muzică această carte, de telepatie. Într-un fel sau altul v-ați transmis chiar și de la distanță, chiar eu știu dacă ați fost separat, v-ați transmis niște informații care v-au ajutat să vă recreați, să vă reinventați într-o formă sau alta. Da. Vă privesc din umbră. Vă privesc din umbră cum creați, de uite, crocodilul, lupul, vă privesc din urmă cum creați, din umbră cum creați și cum comunicați și cum manifestați un negru. Și nu doar manifestați la nivel mental și emoțional, dar puneți și în practică. Am zis, o chestie une care ține de creativitate. Și poate că aveți și voi un fel de a fi jucăuși, dar joaca asta este creativă la unul dintre voi. Și atunci celălalt învață cu temperanța. Temperanța o văd și ca pe un profesor spiritual, un ghid, da? Învață cum să atragă, cum să manifeste speranță în viața lor. Dar simt că mai au un pic de așteptat până la această întâlnire. Trebuie să se mai tempereze, pentru că e un drum de făcut, probabil e destul de lung, da? Am
amestecat cărțile și invers, au vrut să vină numai în poziție normală. Din câte mi-aduc aminte, știu că am amestecat și cărțile invers. Da, am citit și invers la capătul setului de cărți. Ce simt pentru voi în această perioadă? 8 de monede. Ar vrea să vă cucerească. Să vă aducă flori, să vă atingă cu flori. Să vă susțină în proiectele voastre pe care le aveți, să munciți împreună, nu doar în relație, să munciți, adică să creați ceva. Ce simt pentru voi în această perioadă? Vor să fie romantici? Am zis, cavalerul de cupe e super romantic. Să vă ofere, am zis, o cină romantică, vă scoată la o cafea, la un ceai și apoi să... Asta simt. Deși voi, doamnelor, am impresia că voi deja priviți în altă parte, oare într-un fel v-ați pierdut speranța? Interesant că a venit valetul de bâte invers, că tocmai vorbeam că sunteți într-o parte. S-ar putea... Faptul că nu și-au exprimat pasiunea și emoțiile, voi să priviți deja într-o altă direcție. Și simt, iau-te, 2 de cupe și 6 de cupe, simt pentru că există telepatie, simt că s-ar putea... Da. Și sunt un pic geloși. Dacă voi deja priviți în altă parte să v-ați găsit pe altcineva, sunt super geloși. Uite, justiția, balanța. Da, posibil. Ia uite, steaua. Simt că voi sunteți cei lângă care ar trebui să fiți, să stea ei și ei sunt cei lângă care ar trebui să stați voi. Ia uite, 2 de spade. Dar au această atitudine un pic cam... Nu prea au încredere. Deși simt că trebuie să reziste în această dragoste, în această fericire. Trebuie, simt. Dar pe de-o parte există și un blocaj. Sunt un pic și ei, un pic cam mult... obsedați de... Da, pentru că apare diavolul, da? Apare diavolul și asul de spade. Își doresc obsedant un început. Își doresc obsedant un început. Ar vrea să lase pe cineva în urmă, dar deocamdată vă studiază din spate. În ce sens? Nu neapărat din spate. Vă spionează. Ar vrea să vă ofere ceva, iar o floare, iar văd o floare, dar e o reținere. De ce e 2 de spade aici? De ce e 2 de spade? Da, doamna a devenit un pic cam... Da, uite, 2 de spade a fost clarificat de lună și de spânzuratul. Au fost niște rețineri. Prea mult s-a amânat, prea mult nu s-a exprimat. Luna nu exprimă. Celălalt a stat prea mult în proiecții în loc să îmbrățișeze cupa. Aici este și doamna, probabil că... Voi, dacă voi sunteți doamne, într-un fel sau altul, v-ați cam pierdut pasiunea, încrederea. Și dacă o să o regăsiți, că aici este și ideea că sunt conștienți, simt. Ei simt că trebuie să vină în forță. Dar și nu doar pasional, nu doar creativ, dar și crescut spiritual, temperanța. Da? Ca să vă recucerească, pentru că, doamnelor, am senzația că voi deja priviți în altă parte. Da. Ia uite. Au venit foarte încet, foarte încet. Cavalerul de monede. Deși vă adoră. Da, vă adoră. V-ar săruta și picioarele dacă ar putea. Sau când vă veți întâlni, cu siguranță. Vă vor săruta din vârful degetelor de la picioare până vârful capului. Vă simt foarte valoroase, doamnelor, și e bine, poate chiar sunteți, dar dacă ei au întârziat această separare de un întuneric, de ceva, de spiritualitatea lor, dacă au întârziat această devenire, transformarea lor, nu e nimeni de vină, dar ce simt? Hai să mai vedem ce simt. Trebuie să iasă. Vor să-și exprime, be willing to express love. Da.
Știu că dacă ar fi exprimat dragoste și voi l-ați fi exprimat dragoste, da? Doi, aici este cine oferă și primește, așa este normal că tot am văzut justiția. Și sunt conștienți că trebuie și își doresc, nu doar că sunt conștienți, își doresc. Simt că e cazul. 6, 2, 6. 6 ține iar de o balanță. Și 2 la fel, sunt numere simetrice. Trebuie să se echilibreze ca să vă ofere dragoste. Express love to receive love. Da? Și în momentul în care vor face chestia asta, miracole și binecuvântări se vor întâmpla. 13 poate să fie numărul cuiva. Nu știu, un număr cu noroc al unuia dintre voi. 13. Dar cred că va trebui, sunt conștienți și ei simt. E o chestie mentală, simt că vor trebui să depună mult efort ca să vă recucerească. Regina de cupe, nu de cupe, poate sunteți semne de apă sau aveți, sau le atingeți, da, e o chestiune emoțională, foarte emoțională. Regina de bute este cuceritoare, este bătăioasă într-un fel sau altul. Da. La capătul setului de cărți, ce am zis? Trebuie să demonstreze astea. Știu că trebuie să demonstreze dragoste. Pentru că până acum s-au uitat după dragoste în jurul lor, în loc să o primească pe aceasta 10 de cupe, care era cea mai frumoasă. Și ei știu, ei au simțit din prima clipă, Tower, da? A fost un moment de... Wow, ce vânt e! Trebuie să întrerup. Da, a fost un moment neașteptat, în momentul în care v-ați întâlnit. Nu se așteptau să se îndrăgostească și din acest motiv au plecat. Și acum o să vină într-un mod neașteptat. Acum este și vânt. Probabil ca un vânt o să vină să-și toarne emoțiile asupra voastră. Acum închid și eu o să continui cu numărul 3. Nu știu când. Da, sper să nu se decaleze sunetul. A trebuit să închid un pic, să-mi adun pisicuții din grădină. Eu cred că o să fie așa, ca o vijelie o să revină acest personaj în viața voastră dacă vrei să revină. Însă la asta se gândește. E tot un tumult emoțional și în sufletul lor. Acum, hai să ne pregătim pentru următoarea, sper să nu fiu bruiată. Următoarea etalare. Regina de spade. Regina de spade. După o perioadă de tăcere, Regina de spade și de nemanifestare, singura carte, poziția aceasta, nemanifestare, Regina de spade vrea să cuvânteze, cineva vrea să cuvânteze despre ceea ce își dorește să manifeste. Ia. Numărul 3. Ce simte despre voi? Au fost conflicte mentale destul de intense și poate au un personaj foarte gelos în jur. Ce simte? 7 de băte. A fost și la numărul 1, faetonul. 4 de spade. Marele preot. Uf. Sunt un pic defensivi. Ce simt? Poate că voi sunteți căsătoriți, poate că ei sunt căsătoriți, unul dintre voi este căsătorit, este într-un contract, da, și celălalt trebuie să stea să se gândească. Îmi deschid sufletul sau nu îmi deschid pentru că am mai fost rănit, nu vreau să rănesc, aș vrea să vin, faetonul, aș vrea să vin, dar deocamdată mă gândesc, mă temperez. Pentru că dacă vin, vreau să vin într-un mod serios. Vreau să aduc stabilitate, nu să destabilizez persoana dragă. Există lacrimi, există dor, într-o tăcere, într-o lipsă de comunicare. Poate și din cauza distanței nu puteți să comunicați, dar se dorește comunicarea. Se dorește să o ia de la zero. Acest personaj își dorește să o ia de la zero, să se libereze de programele mentale, de cuvintele negative și să manifeste ale celor din jur și să manifeste pasiunea aceasta care o simte pentru voi. Regele de spade iar reapare, dar este în varianta sa negativă. A venit invers, regele de spade. Prea analitic sau prea pesimist?
S-a mințit pe el și aici este. Trebuie să-și regăsească adevărul, spada aceasta, regele de spade, odată. Ia uite, dezamăgit, trebuie să iasă din dezamăgire, este trist și a pierdut echilibru. Probabil acasă cineva îl controlează de două ori, de trei ori. Regele de spade poate să fie și o femeie, nu? Ia. Roata norocului invers, interesant. Doi de bâte invers. Regele de bâte invers. Și soare. O, Doamne, ce frumos! Ce frumos! În sfârșit, la capătul setului de cărți, 9 de spade invers. Da, vor să-și capete, aici este. Poate e prea analitic, am zis bine, dar are motivele sale să fie exagerat de analitic pentru că a intrat într-o stare de confuzie. Vrea să se elibereze de aceste confuzii, vrea să-și găsească claritatea, să nu mai își adauge gânduri peste gânduri peste gânduri și vise care nu se pot manifesta. Vrea o relație stabilă și fericită. Asta simte, că lângă voi poate să aibă o relație, poate să aibă și stabilitate și fericire. Ca deseori putem să avem fericire fără stabilitate sau stabilitate fără fericire. Dar cele două cărți împreună arată și trezire spirituală. Voi, într-un fel sau altul, dragoste, că soarele e dragostea, nu? Îi ajută. Voi îi ajuta să se trezească spiritual și să-și găsească adevărata stabilitate în spiritualitate, în dragoste autentică. Ce simt? Simt că ar vrea să-și deschidă sufletul. Până acum au fost defensiv, dar au fost pentru că au avut situații neclare, nedrepte. Pentru că au stat pe loc într-o relație sau în anumite relații. Ar vrea să vină înspre voi, dar încă sunt pe loc. Da, roata norocului a venit invers, da? Deci sunt defensivi. Sunt defensivi. Asta e clar. Și faptul că își doresc să vină înspre voi este exprimat de faeton, dar sunt la intersecție de drum, trebuie să aleagă. Probabil că aleg în această perioadă, pentru că doi de bâte este invers. Probabil că totuși a ales, revine la un valet de bâte. Da? Cred că au ales. Își rețin un pic pasiunea, ego, eventual încrederea, o perioadă, nu manifestă această atracție pentru că vor să se analizeze patru de spade. Să înțeleagă acea stagnare, acea tendință de a fi defensiv, măcar în relație cu voi. Deci nu și-au deschis sufletul. Dar au multă pasiune. Soarele, regele de bâte, de repet, acum își analizează. De ce nu au exprimat pasiunea? De ce nu au exprimat emoțiile? Și când vor veni, pentru că vor, simt nevoia să meargă mai departe împreună cu voi. Când vor veni, sau cel puțin așa simt ei, că își doresc să vă ofere totul. Hai să vedem ce alte cărți mai vin. Ce mai simt? Pentru că voi faceți fericiți. Și repet, îi și învățați. Poate unii dintre voi învățați despre destinul lor, despre care nu știu foarte multe. Da? Roata norocului invers. Aici apare iar un destin, iar o roată a norocului. Dar acel noroc este cu voi. Această abilitate și creștere spirituală este cu voi. Și aici trebuie să înțeleagă, aici trebuie să se rețină. Pentru că până acum probabil au fost mult mai jucăuși, poate, sau mult mai reci din punct de vedere pasional, mai reținuți. Și aici a fost stagnarea lor. Chiar dacă au fost pasionali, nu și-au deschis sufletul decât foarte un pic. Nu, cu voi vor să fie vulnerabili, vor să fie copii, vor să fie și
tot ce poate să fie un bărbat sau o femeie. Și tată, și soție, și amantă, și iubit, și copil, orice. Ce simte pentru voi în această perioadă? Ying și Yang Lover, am zis că vă completați. Nu degeaba a venit. Am zis că sunteți totul. Ying și Yang, totul. Și bărbatul și femeia sunteți totul pentru ei. Și ei vor să fie totul pentru voi. Simt că vă completați. De-aia am zis, cred că deja au ales. Și eventual mai au ceva de rezolvat acasă dacă sunt căsătoriți sau într-un contract. Da? Dacă au un contract undeva, mai au ceva de rezolvat. Acolo. Ce simt? Ce frumos, Yin și Yang. Îi transformați. Dragostea voastră îi transformă. E numărul 8. Și să știți, nu uitați, transformarea nu este ușoară, este dureroasă întotdeauna. Și nu se întâmplă într-o zi, într-o săptămână, poate să dureze mai mult transformarea. Ia uite, Eternal Touch. Aveți o atingere eterică, felul în care ați venit în viața lor și îi influențați este foarte subtil și plin de lumină și de culoare. 2 și cu 7, 9, 8 și 9, da, e o creștere. Am zis să-i ajuta să crească spiritual. Și nouă este număr jupiterian, evident, să se dezvolte și pe alte căi. Pentru că până acum, din păcate, au stagnat în această atitudine, eventual într-o casă. Dumnezeu le vorbește, le trimite semne, numărul 33 poate să vă spună ceva. Și le vorbește că puteți să creați o moștenire de lumină împreună. Nu, tăi, Doamne, mulțumesc cărților, vai... Unele sunteți foarte, între voi sunteți și frumoase, vai ce cărți, da? Știți să manifestați dragoste autentică, foc, pasiune creatoare, pasiune, foc creator vreau să zic. Sunteți și frumoase, dar și Christ Flame și foarte sensibile, profunde, flacăra cristică, creștine eventual, spirituale și Dumnezeu le vorbește prin semne. Trei înseamnă cuvântare, da? Eventual prin numere repetitive sau prin alt fel de comunicări, da? Le vorbește despre acest potențial Legacy of Light. Și uitați ce frumos, moștenire de lumină. Ce poate fi mai bine moștenire, male preot, de lumină? Împreună puteți să creați această moștenire. Nu știu ce rămâne de văzut. Poate că o avea canalul acesta în continuare peste un timp. Că lucrurile astea, evident, dragii mei, nu se întâmplă în câteva săptămâni și chiar dacă încep să se manifeste moștenirea, dragii mei, se creează în ani, da? În ani de transformare profundă, de creștere spirituală. De-aia zic, nu știu cum, cât o mai avea acest canal ca să-mi puteți povesti în cazul în care sunteți și voi de acord să creați această moștenire de lumină. Astea sunt simțurile, gândurile lor, intuiția, da? Dumnezeu le vorbește, am zis, Dumnezeu e soarele aici. Dumnezeu le vorbește, îi învață, îi ghidează. Ce simt? Că Dumnezeu le-a vorbit prin această prezență pe care o aveți voi în viața lor. Le-a vorbit la răspuns la rugăciuni. Ce simt despre voi? Numărul 3. Chiar dacă sunteți diferiți, puteți să vă completați și să creați un tot. Ce frumos! Hai, un mesaj. Ce simte despre voi? Se simte că sunt defensivi, că sunt un pic reținuți, că trebuie să aleagă. Trebuie să ierte pe cineva. Poate că și voi trebuie să iertați, dar trebuie să ierte ca să crească. Iar nouă, dar e cu... Chiar ca și le văd. Dar trebuie să crească.
pasiunea aceasta, focul acesta reținut, trebuie analizat, să vadă cum poate deveni creator și spiritual, pentru că până a fost poate prea sexual sau prea egoist, egocentric. Da? Dragostea face diferența, dragii mei. E acum conștientizează, am zis, gândesc, ce am trăit eu până acum, pasiuni, egouri, ambiții, că regele de bute e super ambițios, dar mai ales în această poziție. Se analizează ce am fost, am fost ambițios, am vrut să cucereze dragul de a cuceri și am creat, eu știu, relații karmice, dureroase, pe care trebuie acum să le iert și trebuie să mă iert și pe mine și oamenii care m-au rănit și pe care i-am rănit. Dragostea face diferența. Și acest soare arată, de fapt, legătura spirituală profundă care este între voi. Fericirea aceasta care o simt. Sunt multe cărți. Dăm mai puțin. Ce simt despre voi? Ce simt? Interesant că am făcut în acea zi și ce gândesc și ce simt. Am putea să facem comparația peste o săptămână, două, eu știu când ai mai face, nu știu când ai mai face, să vedem diferența. Este aceeași vibrație în acea zi, nu e nicio diferență. În acea zi poți să simți una, să gândești alta. Privește la puterea ta interioară, ideea că a venit cartea inversă. Aici aș pierde puterea. Și-au dat seama că, de fapt, nu au fost puternici exprimând un ego. Da? Și acum, iar 11, flăcăle gemene, Ying și Yang, iar 11, 33, și voi aveți ca și numărul anterior, numere repetitive. Sau nu, numărul 1 are numere repetitive, parcă, dacă nu greșesc. Privește la puterea ta interioară, adevărata putere, nu cea pe care tu ți-ai creat-o, ți-ai proiectat-o, ci care te-a dus în direcții nepotrivite, te-a îndepărtat de destin, cu roata norocului invers. Stând să păzești ce? Ți-ai păzit sufletul? Asta, la asta se gândesc, că își păzesc sufletul. Și-au păzit sufletul de dragoste și până la urmă dragostea a venit. Într-o formă măreață și profundă. Și vor, ia uite, vor să creeze stabilitate împreună cu voi. Acum, depinde și de voi dacă vreți și voi același lucru. Interesant, aveți 8, 9, 10, dar ca să se manifeste 11, trebuie să iasă din această atitudine defensivă și să schimbe energia. Da? 8, 9, 10. E o creștere. Trebuie să treacă prin această creștere. Prin iertare. Și în momentul în care vor ierta, vor schimba această energie în poziția sa normală. Și e un soare aici. Se manifestă trezirea. Fericirea. Norocul, abundența. Trebuie să dea șansă dragostei. Tot am văzut cartea. Trebuie să dea șansă dragostei. Ce simte? Am simt nevoia să mai iau o carte. Să vedem. Chiar dacă am de-a amestecat. Simte. Numărul 3 despre voi. Ia să vedem. Ce simte? La capătul setului de cărți. Dragoste adevărată și aici. Simte nevoia să petreceți timp de calitate și împreună. Să vă ascultați, să vorbiți, să vă descoperiți. Am zis să fiți vulnerabili, să creați acea legătură. 4 și cu 6, 10, exact 10-le de care am vorbit, care schimbă, îi scoate din stagnare, din energia aceasta negativă, din ghinioane. Da? E 10-le la despre care am vorbit. Mulțumesc, cărțile mele. Da? Și pentru asta trebuie să acționeze. Aici este să acționeze, să ia hățurile în mână și să meargă. Dar au o mică reținere, e încă un pas, un impas. Această analiză a unui foc, ori a unei persoane egoiste din viața lor, care i-a obișnuit să fie defensiv, poate nu sunt ei, regele de bâte invers, poate o persoană egoistă, sper că nu se descarcă telefonul, da? Ia uite, dragostea este peste tot, în jur.
Este peste tot, într-adevăr. Dar voi sunteți soarele care e deasupra acestui univers, nu? Este peste tot. Dar voi sunteți mai presus de orice. Nu sunteți orice fel de dragoste, sunteți dragoste adevărată. Ia uite, legătură spirituală. Nu mai vedeți până nu se descarcă telefonul. Legătură spirituală. Asta e. Trebuie să fie în prezent și să viseze la viitor. Ce simte despre voi repede până nu se descarcă telefonul? Sper să nu fie decalat sunetul, că am făcut pauză între numerele 2 și 3. Dragoste adevărată. Încep să simtă, de fapt. Da? Dragostea face diferență, cum am zis mai devreme. Aici. Trebuie să iasă din negativitate, din această stagnare, din această roată a norocului invers. Trebuie să iasă, da? Din hibernare și să meargă încet, încet, într-o nouă direcție în care să se implice, dar cu spor. Ce simt? Ah, uite, multă pasiune pentru cei care știu cărțile. Aceasta e cartea unui profesor spiritual. Și am văzut aici profesorul spiritual. Unul dintre voi sunteți profesorul spiritual al celuilalt. Și celălalt oferă stabilitate. Pentru că, în general, cei care caută spiritualitatea nu caută stabilitatea fizică. Și aici este. Sunteți o valoare. Sunteți soarele pentru ei. Sunteți multă pasiune. Dar ați venit într-un mod neașteptat. Da? Și această dragoste îi și sperie. Da? E cobra. De-aia sunt și un pic defensiv. Această dragoste se sperie că n-au simțit așa ceva niciodată. N-au simțit așa ceva niciodată. Cobra. Uite, ce simt? Trei de băte. Trebuie să mai aștepte un pic până vă întâlniți. Simt multă pasiune. Dar trebuie să mai aștepte. Știți că trei de băte trebuie să aștepte și dacă... Nu. Nu am văzut aici. Și în momentul am zis, dragoste adevărată, măi. Simt că lângă voi sunt bărbați, copii, sunt orice. Voi, reginelor, sunteți mame, sunteți prietene, sunteți iubite. Mai, dar ce frumoasă carte. Ia uite, doi de cupe, măi, suflete perechi. Suflete perechi. Sunt și ei un pic geloși ca și ceilalți. Sunt și ei un pic mai mult. Sau poate au pe cineva gelos în preajma lor care urmărește și din cauza aceasta sunt defensivi și trebuie să analizeze acest personaj. Poate să fie gelos în viața voastră, a lor, a unuia dintre voi. Există un personaj gelos în viața voastră de care trebuie să vă feriți și care vă întârzie un pic manifestarea. Ia uite, doi de spade iar apare ca și la celălalt număr. Clarificăm doi de spade. Ar vrea să vină, dar... Nu știe dacă o să fiți deschiși, deschise. Ia. Da, doi de spade. Stau un pic, e o reținere. Doi de spade, patru de spade, pentru că vor să vă ofer, am zis, totul. Asul de monede și 10 de monede. Să înceapă o nouă relație, da? Eu am zis totul, am tot zis totul, yin și yang. Da? Vor să înceapă o nouă relație care să ducă la acea legacy of light despre care am zis mai devreme, da? Cea moștenire de lumină. Doamnelor, sunteți totul pentru acest personaj. Și domnilor, probabil că și voi sunteți totul pentru acest personaj. Ar vrea. Dar aici trebuie... E un moment de alegeri. Și e un pic întârziat datorită unui personaj gelos în viața lor. Sau se analizează și analizează o tendință, poate și gelozia, poate și pasiunea aceasta exprimată negativ. Pentru că pasiunea poate să fie creatoare, spirituală. Da? La capătul setului de cărți, iau-te, regina de bâte. Da? Regina de bâte și regele de bâte. Un personaj încrezător, celălalt nu e încrezător. Sau, există o soție, regina de monede, față de care... Trebuie să se îndepărteze ca să se manifeste acest cuplu de foc. E un cuplu, e foc, e soare și stabilitate și atracție și magnetism și emoții profunde, da? Dragoste adevărată. Mai, aveți de toate. Foarte frumos. Rămâne de văzut, să-mi povestiți. Ce știți, ce ați mai simțit și voi? Din
dinspre ei și dacă n-ați simțit, înseamnă că lucrurile au rămas secrete și le descoperiți prin această etalare. Repet, sper să nu se decaleze sunetul și să vă bucurați de acest suflet pereche, care chiar vă iubește sau descoperă dragostea prin voi. Dragoste, pace, creștere spirituală și numai bine. Pa, pa!